Harry Maguire! Maguire! Harry Maguire! Ronaldo! Astăzi o să cheltuim 100.000 de FIFA points, echivalentul la aproape 1.500 de euro. What the fuck? Pentru a deschide pachete și pentru a ne decide prima noastră echipă din EFC 24. Așa că obiectivul din acest video este să deschidem pachete până prindem 11 walkout-uri și ne formăm o echipă full 86+. Sunt 5 jucători pe care mi-i doresc foarte mult: Cristiano Ronaldo, bineînțeles, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé sau Lewandowski în form, cel mai high-rated jucător din echipa săptămânii. Bineînțeles, ne mulțumim acolo și cu Vinicius sau Haaland și sunt conștient că o să avem în echipa noastră și foarte multe fete. Și dacă vreți un nou video cu noul joc EFC 24, adică un nou experiment sau clip de senzație, haideți acolo cu butonul de like. Cum se fac acolo 7000 de like-uri, fratele vostru postează direct un alt episod promis. Și nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe, deoarece mai avem mai puțin de 40.000 de abonați, să reușim cei 300.000 și să luăm avionul direct către Lionel Messi. Plus de asta, în clipul de astăzi nu voi fi singur, dar înainte să începem, că tot dăm noi în fiecare săptămână acolo pronosticuri, atât în România, cât și la meciurile din afară, aplicația Super 12 vă permite să dați pronosticurile a 12 meciuri din fiecare săptămână, 100% gratuit, nu vorbim de pariuri, nu vorbim de bani investiți, totul este gratuit, pur și simplu vă instalați aplicația și apoi dați pronosticul pentru fiecare meci. Spre exemplu, Bayern München 1, Manchester City 1, Sevilla 2, UTA Arad 2, Werder Bremen 1, Craiova, Arsenal, Hermannstadt, FCSB, Roma, Paris și Real Madrid. Asta a fost tot, n-am băgat niciun ban, 100% gratuit, adaugă pronosticurile frumos și oficial, dacă ghiciți aceste 12 rezultate, automat puteți câștiga 10.000 de ron plus multe alte premii dacă ghiciți mai multe rezultate. Linkul îl găsiți chiar acum în descriere, mergeți acolo și instalați-vă aplicația, fie pe Android, fie pe iOS. Și alături de noi astăzi, fraților, la fel ca și sezonul trecut și în urmă cu 2 ani, îl avem pe fratele Remus, noul Virgil van Dijk, a? Da. Forță! Cum ești, Remus? Foarte bine. Eu când am fost copil am jucat fundaș, ca să zic așa, în tinerețea mea. Deci mi se potrivește oarecum tricoul. Deci să ne pice astăzi Virgil van Dijk, nu? Da. Tudor mi l-a dat. Adică cadou. Cadou, exact. Cadou. Da. Cadou, fraților, că tot a venit la mine pentru prima dată și uitați-vă și voi acolo sus câte FIFA points a pregătit Remus împreună cu Andu pentru clipul de astăzi. Ce, ai mai dormit vreodată într-un studio? Nu. Va fi prima dată, pentru că urmează o noapte lungă și o zi lungă totodată, până vom deschide noi toate aceste FIFA points. Cam câte ore crezi că ne ia? 8, 9, 10, 11, 12? Nici nu știu. Câte nevoie? Că eu am făcut o naiba seară de 2 ore și am deschis, hai să zic, 15-16.000. Deci o să fie multe ore, crede-mă, dar sperăm să ne pice cât mai mulți jucători. Am forță. Luat cafeaua lângă noi. Corect, avem și cafeluța, nu mai stă la discuții. Tot ceea ce vă rog este să intrați chiar acum în descriere, deoarece aveți atât linkul de Discord, canalul lui Remus, unde puteți să vă înscrieți gratuit pentru a face acolo bănuți în FIFA și, bineînțeles, canalul de YouTube al lui Andu, cel mai bogat YouTuber, 100.000 de FIFA points. Hai să vedem. Primul pachet de astăzi. Spania, left back, Valencia. E Gaia, eu zic. Da, da. Se știe, Gaia pică în fiecare an. Ce-mi place se foarte știe. Mult e animația la, da, la da, pachete, da, că da. Gen... Și Inigo Martinez. Încă nu știu, eu nu știu când e Bor sau Ocau, tu știi? Eu nu știu, dar o să vedem acum. Da, aflăm acum. Bun, și l-avem pe Carvajal între timp. Ia uite, de la Real Madrid doar 82 și Luis Alberto. Vezi că nu e rău, nu e rău. Haide, Doamne, primul Ocau de astăzi vrem să... Argentina, CM, n-are ce să fie aici, n-are ce să fie. Ideea e ca să fie Oca, trebuie să fie totul mult mai luminat. Și uite, la EFC-ul ăsta te uiți. Dar nu, uite și acum, mi-e zis, are super luminat. Nu, mai la fel e. Ia vezi, e Oca-ul ăsta? Și nici măcar rar. N-ai cum să-ți dai seama. E foarte greu, adică poate o să ne dăm seama, dar mie mi se pare foarte greu acum să-ți dai seama. Hai, primul Oca, mă. Belgia. CF, Mertens. Ce crezi, mi-a picat KDB pe live aseară. A, e bun. E bine, da? Da, e bine, băi, timp, 91. Hai, tata. Hai să vedem. Germania. CM, ok, nu știu dacă poate să fie ceva wow, dar na. Putea să fie Emre Can, care costă ceva. Emre Can, da, mereu a costat. Dar cred că are rating mic, 82, ceva de genul. Da, are 82 Emre Can. Acum am înțeles care e diferența între non-rare și rare. E, într-adevăr, sunt luminile alea de gold rare. Chiar sunt exact. Luminile sunt de gold rare. Asta e rare. Nu e. Grosă. Deci trebuie să ne uităm, fii atent, Remus, trebuie să ne uităm. Aici, uite, vezi, sunt niște dungi, dar nu cred că sunt razele. Razele astea or fi, fii atent. Olanda, Paris.
Paris. Avem și femei acum în joc, poți să ne pici și femei bune. Bă, nu știu, ai văzut razele? Au fost niște raze în spate. Deci au fost niște raze în spate și totuși ne-am picat 84. N-a fost walkout. Acum, ia uite. Au venit ceva, au venit ceva acum. Le vezi pe astea? Da, da. Uite, a, da, alea trebuie să fie mai. Opa, United. Manchester United. Primul jucător la United. Fiți atenți. Bisaka. Oh, am Bisaka, nu e rău. Nu e rău. Chiar nu e rău, bate aici. Chiar nu e rău am Bisaka. Mie îmi place super mult de el. Bun, perfect. Perfect. Am Bisaka. Păi vezi că au început să pice aici când da. Da, Hero nu sunt, nu? Ba da. Au băgat și Hero. Sunt două tipuri de Hero acum. Păi și sunt în pachete? Da, 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 da. Sigur? Tot sunt sigur. Dar care crezi tu că o să fie cel mai overpowered jucător al nostru? Adică, la ce te referi? Cel mai bun jucător gold. Cel mai bun e Mbappe, clar, dar... Mbappe, nu? Da, nu, nu este așa discuție, poate să ne gândim la al doilea, care e cel mai bun. Vinicius? Cred că Vinicius e al doilea cel mai bun. Vinicius, Haaland. Haaland, corect. Și Neymar, cred că Neymar, e Neymar, okay. Sigur, dar nu mai are link-urile alea, asta e chestia. Da, exact. Cred că Neymar e mai mult știi că Vini, dar nu mai are link-uri, dar nu mai... Da, dar e mai ieftin, e 400-500, da, pentru Vini mai... peste 1 milion. Leverkusen. Grimaldo? Da, a fost ceva acum, ți-am zis, și ăsta e bord. Grimaldo, vezi că e bun asta. Da, da. Vezi că e bun, ok, nu e rău Grimaldo. Nu e rău. Chiar e ok. Haide-mă, tată-mă. Haide-mă. Și acum asta prinde. Brazilia. Nu cred. Neymar nu se nu poate. Nu cred. Arsenal. Martinelli. Nu e rău deloc. Nu e rău deloc, da. Gabriel Martinelli. Primul jucător cu adevărat meta care ne-a picat. Avem acolo tricoul lui de la Cătălin Cârgean cu Arsenal, primit acolo. Arată super, super ca lumea Cardos. Chiar e bun, chiar e bun. Cel mai bun de până acum. Hai că se poate, Doamne. Hai cu ceva mai tare. Merit. Nu celălalt. Nu e meritit din Lazio. Mă, ăsta n-a dat gol. Ăsta a dat gol acum. Gen, a jucat Lazio cu Atletico Madrid. Da. Și era 1-0 Atletico Madrid și a dat gol în ultima secundă. Ah, ok. Cu capul, portarul. Aha. Mamă, el e strast. Foarte greu să-mi dăm seama. Striker. Werner, bun ăsta. Bă, ăsta în fiecare ne-a picat. Determination to win the game, do everything to win it. Opa, Al Ittihad. Bine, Jota, nou transfer. Acel de la Al Ittihad, Jota. Ademi, și cât de scump, ăsta e foarte scump, Ademi. Bye, bye. Hai să vedem. S-a plecat interesant. Nu cred, Robertson. Primul walkout. Primul walkout. Nu cred, sper să nu fie fată. Primul walkout. Sper să nu fie fată. Nu e, mă, Robertson și e primul walkout. Bate aici. Nu degeaba am ales tricoul de la Liverpool, de fapt, exact, tu l-ai ales. Exact. Și fii atent, Remus. Da. Vreau să creăm în clipul de astăzi și o echipă cu cei mai tari jucători care ne pică. Să le arătăm la final. Mm-hmm. Eu zic că Robertson titular. 100%, da. Perfect. Ha, poate mai avem ceva. Dublu walkout n-avea acum. Emerson Royal. Știi că eu m-am întâlnit cu el, nu? Da, am văzut. Emerson Royal, jucătorul care ne-am întâlnit și chiar ne-a dat și autograf. Atât mie cât și lui Filip. Acolo i-a arătat la mulți ani lui Filip. Bun, începem bine cu Robertson. Chiar începem forță. Hai să-l băgăm pe Robertson. Mamă, ce m-am speriat. Rize, a picat la Andu? Nu, am promis. Ai cumpărat. Mamă, ce m-am speriat cât de tare arată cardul ăsta. Deci poate să ne pice. Da. Și fii atent, că tot ne-a picat Emerson. Vreau să mai pregătim un clip cu jucătorul care m-am întâlnit. Ce idee. Probabil știu, noapte sau mâine, da? Da, da. Hai, deci urmează și clipul ăsta, fraților. Parcă mi se pare la fiecare să întâmple ceva. Left back. Real Madrid. Ia. E fată. Nu. Fran Garcia. Olanda. Frimpong. Niciunul. Nope. Parcă îi mai rămână. Spania. Goalkeeper. De la Real, da. Nu mai închepa. Harry Maguire și-ai dat skip la rege. La Harry Maguire, fraților. Sané? Sau Nabri? Sané, vezi că Sané, da. Chiar dacă nu e walkout. Nu e un walkout, dar e ca... E Sané, e forță, chiar e ok. Chiar e ok, Sané. Haide. Zi, Ansu Fati aici. Ansu Fati. Oh, e bine. Da. Franța. Nu. Striker, nu. No. Giroud. Olivier. Care e nu în rând. 43 pace. Vă dați seama cum aleargă Olivier Giroud? Franța, haide-mă, că am preluat controlul, left back. Nimic. Fiți atenți că pleacă Remus la baie și ne pică ceva forță și urlu și îl chem de la baie. A few moments later. Să-i arăt că într-o oră, doar eu am avut noroc, Anglia, haide Doamne, cu knockout, right back. Barcelona, cine e? Bronz. 87 walkout. Băi, ne pică walkout de la Barcelona, bronz. Așa o cheamă. Cât de tare. Deci ne-a picat walkout fix când a plecat Remus. E scump. Deci aseară când m-am uitat, e cel mai popular, cel mai căutat jucător de pe fotbal. Da.
Deci din EFC 24 este cel mai căutat jucător. Nunes este și scump. Mamă, forță. Și Zaniolo după el. Asta da, asta da. E unul dintre jucătorii aia ieftini, dar foarte buni. Da, da. Care puteau pica. Și acum vezi că poți să-l crești la Evolutions. Da, da, am auzit. Dar nu știu cum, dacă mă întreb. Nu e. N-avea cum. Sorlot. Fraților, după aproape 3 ore am adus ceva provizii. Și anul trecut am mâncat ciorbă. Oba. Nu mă speria, că nu e Aubameyang. Era forță dacă era Aubameyang, dar nu e. De data asta mâncăm caju, mâncăm alune de toate. Numai să ne pice jucători tari. Portugalia, left back, Barcelona. Nu Mendes. Nu Mendes? Ah, da, el e, bravo. E ok, e bun, îl băgăm acolo la rezerve, la super sub. Hopa. Neuer. Hopa. Neuer. Manuel Neuer, mă! Bate aici. Bun. 87 din nou al treilea workout. Stăm bine, ascultați-mă. Avem și portar acum. Manuel Neuer, bă, știi ce vreau, Remus, dar e greu. Yes. Poate cine știe, vom deschide și pachete mai bune astăzi. Să avem double workout, să joace pase între ei. Da. Facem SBC-ul advance? Facem, da. Hai. Oricum, Manuel Neuer e ok. Nu e rău. Trei jucători în echipă, sunt foarte mulțumit. Da. Mamă! Primul inform! Băi, ce tare cum arată! Primul inform! Cât de tare! Mamă, ce miște e capul! A picat destul de rar, înainte pica mai des un inform. Da, pică rar acum inform. Da. Chiar pică rar, ce tare! Hai, Musiala! Musiala! Nu cred! Musiala! Fii atent! No, Lohman! Cum era Musiala? Că tot am avut jucători de la Bayern. Care vezi că am pornit interesant, Australia. Bă, nu pot să cred, ce am dat, poate era hero. No. Era asta, ce țeapă. Îmi amintește animația asta, zic sincer, de FIFA 17. Uite, chiar acum vedeți în ecran cum se deschidea un pachet la FIFA 17. Tot așa apărea cardul, se deschidea cumva. Opa, și ieșeau niște lumini. Era pe stadion în început. Da, bravo, și ieșeau niște lumini. Da, și lumini, uite, era flama mai mare, cu atât era walkout-ul mai mare. Și știi că la alea speciale făcea așa, gen ultimul beculeț. Da, bravo. Și vezi că puteau să fie două flame, să spice așa. De atunci n-am mai anunțat că poate să fie două walkout-uri, că de fapt atunci puteau să anunțe că sunt două walkout-uri. Acum din nou e la fel teoretic, îți vine amândouă, dublu walkout. Brazilia. Și este Malcolm, jucător cu care ne-am văzut, cred. Nu se supăra, sunt mor de supărare, sunt trist cu adevărat. Norvegia. Odegaard. E fată. Mi-a picat mie aseară pe live, dacă ar fi Odegaard, dar... Da, mă, da! În sfârșit, încă un walkout. Odegaard, care e forță. Deci anumiți jucători, frate, au primit niște upgrade-uri, arată da. Cum e el, Osimhen și așa mai departe. Chiar arată forță cardurile. 88 dribbling, chiar arată bombă, rău. Super. Încă un walkout. După lungi așteptări. Poate reușim să facem un dublu walkout. Da, mă, da. Mi-aș dori mult clipul ăsta să avem un dublu walkout. Mamă, Rosicchi, alt jucător pe care l-ați cumpărat. Da. Pe asta zic, alt jucător pe care l-ați cumpărat, ieftin. Odegaard, hai să-l băgăm. Mai avem noi 5 jucători, deci 4 avem de 4 jucători. 4 walkout-uri, 4. Tottenham, Madison, cred că e aici. Da, Madison. Da, Madison, 84. Ok, totuși, vrem rating mai mare, putem mai mult de atât. Aston Villa, italian. Italian. A, Zaniolo, nou transfer. Da, uite, vezi, era cam acum right mid, Germania. CB, Real Madrid, Leipzig. Nu prea are ce să fie aici. Klosterman. E ok, chiar e ok. Da, walkout. Gvardiol, mă, tată. Nu e walkout, Gvardiol. Oricum e bun, dar am crezut că e walkout. Am crezut că e 86 mini, Gvardiol. Olanda, mă. CB Olanda. Bine, e bine, eu caut ăsta, să nu e o caut. Eu o dau, bă, 86, uite că poate. Bravo, într-un final. Hai, mă. Hai. Bayern München. Facem echipa lui Bayern, ne pică și Harry Kane și left wing. Real Madrid. No, e fată, nu te bucura. N-are ce să fie. Nu era, cred că. 91 pace. 91 pace. N-are rating, dar are viteză mare. Hai, tati. Tonali. Juventus. E drăguț. Haide, mă, te rog. Mai vrem un walkout. Anglia, CB, Tottenham. Opa, Gaia. Hai, tata. Îmi place cum a plecat asta. Zici? Îmi place. Barcelona. Zici? Barcelona. Băi, zici? E scumpă asta. Băi, zici? E scumpă asta. Bă! Nu se poate așa ceva. Cine a picat? Are 90, nu mă speria. E bună? Băi, e bună.
bună, cred că, nu știu, vreo 20.000. Serios? Da, e bună. Păi, fraților, ne pică jucătoare de 90 de la Barcelona și Remus a zis: vezi că sunt 3 jucătoare care sunt forță. Știam de una, dar știu cum arată la față. Deci este Bonmati, e Putelas și Hansen. Ele sunt cele 3. Bonmati are 90 și englește care ridică Messi. Mamă, nu pot să cred. Compare price. Ia să vedem. Da, ai avut dreptate, peste 100.000. Peste 100.000. Am zis, ieri a fost mai scumpă, acum da, am scăzut puțin acum. Oricum, ai avut dreptate, ce să mai... Da. Băi, fraților, walk-out de 90 de la Barcelona. Bonmati. Ce părere aveți, fraților, că acum avem și în ultimei timp și femei? Păi, mie îmi place, sincer, dar în același timp sper totuși să fie o diferență la stamina și la putere. Adică totuși, mi-e greu să cred că Van Dijk poate fi dat la o parte de o femeie. Da. Aici sunt curios, n-am jucat prea mult, dar aici sunt tare curios. 90. Și fii atent, în afară de Ligt și Robertson, toți 87, 87, 87, 90. Adică ratinguri măricel. Exact. Okay, stăm bine, Remuse ne-a salvat. Acum ultimele 5 minute au fost bombă cu ceas, elvețian. Maguire și Nuno Mendes. Harry Maguire și Nuno Mendes, oare care o fi mai bun? Cross. Cross, da. Walkout. Ok. Oh, avem walkout, Toni Kroos. Că e cel mai des întâlnit walkout. Nu e rău. Îl băgăm, ce să facem? Îl băgăm și pe el în echipă. Nu avem încotro. Hai să-l băgăm și pe Toni Kroos. Se alătură și el. Brigăzii. Câți mai avem? 1, 2, 3, 4. Încă 4. Să completăm o echipă full walkout. Lewandowski în form și am dat skip. Lewandowski în form, fraților! E aceeași animație ca la Comembol. Ca la cu exact! Bă, Lewandowski în form, nu vine să cred așa ceva! Ce jucător ne pică! Direct Lewandowski, tat! Cel mai high rated, cred că, în form. Da, cel mai high rated, nu vine să cred! Bă, sunteți nebuni și am dat skip! Că am zis că e Comebol 100%. Mamă, mâncava și gura voastră. Lewandowski în form și ce carne pică. Maica ta, doamne. Bă, mai acum, a fost 120.000 și mai mult aseară. Comper. Păi de cap, mă, 200, 125 și peste. Da. Bine, rău de tot. Da, mă, da, bate aici. Băi, fiți atenți ce echipă Nese. Nese echipă bombă. Mamă, doi jucători 90 plus de la Barcelona. Băi, de mine. Băi, vezi că Nese episod tare rău. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Nu, Gabriel Martinelli din nou. Hai, Remus, hai. Emoții mari, adrenalină. Haide, mă, Ronaldo. Cum era? E inform, dar bine că nu e cine știe ce era. Mamă, ce? Ok. Ne pică inform, fraților. Ne pică inform. Iar pentru ultimele walkout-uri din acest episod, special pentru voi, am păstrat cele mai tari pachete direct pe contul meu. Premium Gold Players Pack, Prime Gold Players Pack, Rare Gold Pack, Rare Players Pack și Jumbo Rare Players Pack, cele mai tari pachete, și le voi deschide chiar acum, în speranța că ne vor pica minim 2 sau 3 jucători de peste 86 rating. Pregătit, Remus? Pregătit. Hai să vedem. Dăm drum. Primul, tată. Hai cu walkout-ul direct. Robertson. CM. Arsenal. Bă, nu mă interesează ce fată să fie, doar să fie walkout. Walkout! Nu cred. 86! Walkout, bine, da, rău! Mă. Da, mă, da, ok. Vine walkout-ul. Tu vezi ce echipamentare? Direct? Da, pe CSB. Da, mă, da. Bine. Hai. Încă două walkout-uri vreau. Încă două. Să ne iasă challenge-ul. Următorul pachet. America. Hai că se poate. Cam? Se poate și aici. Greu. 84. Of. Ruben Neves, ce tare. Bun, hai să vedem. Rare gol, pe acă ăsta n-am mari speranțe, vă zic sincer, dar nu se știe niciodată. Mexic, Lozano. Evela. Sau? Lozano. Cu noul transfer la PSV, așa este. Ultimele două sunt. Astea, da. Un dublu walkout din Marvin. Dublu walkout, da. Haide, mă, tata. Dublu walkout și ne iese challenge-ul de astăzi. Sau Neymar și gata. 3, 2, 1 și let's go. Hai cu walkout aici, te rog. Poate să fie. Poate să fie, știu. Cred că e 84. 83. Mamă. Mari speranțe în ultimul pachet. Pachet de 100.000. Primul meu pachet de 100.000 deschis la EFC 24. Și știi ce îmi doresc? Dublu walkout. E greu. Sau măcar unul, mă. Hai. Am lăsat maneta jos. Let's go. Portugalia. Left back. Hai cu Cancelo. Cancelo, tată. Da, mă. Ne pică cei mai tari jucători de la Barcelona și de la Bayern. Hai încă unul. Hai, rotește-te cardule. Nu,
nu vrea. Dar ne pică Cancelo totuși, un jucător foarte, foarte bun, care zic ceva remus, intră direct în primul 11. Hai cu ceva după el, bun, oare? 85, ce aproape am fost. 84, Mertens. Aici nu cred că mai există bug-ul ăla. Sila Duplicate. Bun, dar sunt mulțumit cu Cancelo. Însă, pentru a ne ieși challenge-ul de astăzi, avem nevoie de 11. Mai avem nevoie de un knockout, exact. Așa că ne reîntoarcem pe alt cont și încercăm să mai obținem încă un knockout pentru a avea 11. Remus, tu mănânc acolo liniștit că îl prinde imediat. Ăsta e ultim, Robertson și gata. Robertson, fii atent. Haide, mă, încă un knockout, fraților, încă un. E Donnarumma! E Donnarumma, fii atent! Donnarumma! Donnarumma! Și după aproape 5 ore reușim să completăm echipa cu 11 walkout-uri și aproape 100.000 de FIFA points care ne-au decis această echipă. Băi, aveam portate, nici nu mai știu. Aveam pe Neuer. Pe Neuer aveam, da. Neuer, da. Bun. Bun, Donnarumma, Duplicate. Așadar, fraților, așa arată echipa finală. Cei 11 jucători, băi, și eu zic că am avut noroc. Da. Lewandowski, forță. Cancelo, forță. Odegaard, la fel, aproape acolo de Haaland. Manuel Neuer, plus să nu uităm de jucătoarea de 90 rating, Aitana. Eu zic că e un episod 100% reușit. Haideți acolo, forță, cu peste 6.000 de like-uri, dacă vreți un nou episod. Și nu uitați, join acolo, la canalul de Discord al lui Remus. Și un follow acolo și subscribe la Andu. Să facem 1.000 de abonați pe Discord. Avem 900 acum. 1.000, mamă, 100, eu zic că face imediat. Repede. Haideți acolo, găsiți link în descriere. Fraților, cam atât cu mega clipul de astăzi, care a durat 5 ore. Mergem direct să băgăm somn. Până data viitoare, am fost Tudor, alături de Remus. Și v-am pupat, pa, pa, pa.